Fero, iubim apa. V-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Astăzi am intrat în bucătăria unui manager care ne învață cum să nu mai risipim alimentele. E vorba de managerul proiectului Food Waste Combat, Camelia Gui, bine te-am găsit și mulțumim că ne-ai primit în bucătăria ta. Mă bucur tare mult că ați venit aici, deja îmi place cu voi și ați venit doar câteva minute. Camelia, spune-ne, cum ai ajuns să promovezi risipa alimentelor, să promovezi... De fapt, principiile care ne-ar face să nu mai risipim alimentele. Țara noastră e pe locul 9 în Europa sau în lume? La risipa în Europa. În Europa. Și e deja un lucru știut că românii aruncă mai mult decât mănâncă, mai mult decât consumă până la urmă. Da. Păi, am intrat în proiectul ăsta, dacă nu mă înșel, în 2014. Pe mine m-a atras mai degrabă spiritul... de echipă și chestiile faine pe care le făcea JCI. Nu știu dacă știți de ONG-ul ăsta, e mai degrabă un club din antreprenori, un proiect care urmărește să... Un proiect mai mare e JCI în sine, urmărește să îmbunătățească viața comunității în care activează și pe mine mă atrăgea foarte mult tagline-ul ăsta. Am zis, bun, vreau și eu să contribui la asta, vreau și eu să identific acele probleme care sunt în prezent ale comunității astea și vreau să ajut la rezolvarea lor. Și când am văzut că există tagline-ul ăsta și că au și un proiect pe mâncare, am fost imediat atrasă. Da, și mie oricum îmi place foarte mult mâncarea, sunt super gurmandă, am noroc de foarte mulți prieteni în jurul meu care iubesc și ei la rândul lor mâncarea. În particular este unul Stelian Burduhos, care m-a atras spre JCI și care m-a învățat câteva lucruri foarte utile pe partea asta cu proiectele și mâncarea. Și la început pur și simplu știam că îmi plac proiectele de comunitate și mâncarea, dar pe urmă am citit într-o... Și te-ai gândit cum să le combini. Da, dar am citit una... Au scris o carte, cei din JCI, în cadrul acestui proiect Food Waste Combat, că e mai vechi. Au scris o carte, risipă alimentară, probleme și posibile soluții. Și atunci am zis, cum aș putea să învăț mai multe despre proiectul ăsta Food Waste Combat? Hai să citesc cartea pe care tocmai i-au lansat-o și pe un drum foarte lung de, cred că era Oradea, Vatra, Dornei sau Cluj, Vatra, Dornei, oricum foarte lung, pe Timișoara, Iași, cumva, așa. Am citit cartea cap-coadă și mi-a plăcut super mult și m-am entuziasmat foarte tare pentru că parcă îmi vorbea mie personal despre problemele care există, despre motivul pentru care trebuie rezolvate, cum te poți implica și am simțit efectiv că prind aripi, așa, și am o stăpânire nefirească a subiectului după cartea respectivă și pe urmă am început să învăț tot mai mult pe subiect și m-am îndrăgostit efectiv, nu mai este cale de întoarcere. Pentru că te-am întrerupt cu prezentarea și cu introducerea în emisiunea noastră și pentru că tu găteai. Da, mă pregăteam să fac un pesto. Așa, să ne spui ce gătești, ce faci cu frunzele de morcovi, că cred că mulți dintre noi le aruncăm atunci când... Da, cam toți le aruncăm și eu le aruncam într-o vreme. Așa, să ne spui ce gătești și apoi în timp ce tu îți faci treaba în bucătărie o să te mai tragem de limbă. Da. Sunt încântată de întreruperile astea. Deci, frunzele de morcov de foarte multe ori le aruncă lumea, neștiind că sunt de fapt destul de nutritive și chiar au un gust aparte, destul de delicios. Vrei să încerci? Așa? Da? Nu? Nu, un gust aparte, nu e o verdeață seacă. Un gust de morcovi. Da. Și frunzele legumelor în general, oricare din ele, sunt la fel de valide în salată, cum e o legumă, cum e o salată verde. Așadar, poți face o salată din frunzele de morcovi. Da, o poți amesteci cu roșii sau cu o grămadă de alte minuni, și condimente și ulei, și ai o salată delicioasă. Și noi am învățat
în echipa Food Waste Combat am învățat de la rețetele lui Massimo Bottura, un șef destul de popular la nivel internațional, foarte preocupat de risipa alimentară, că am putea face un pesto mult mai ieftin și mai ușor decât rețeta inițială, el în sine fiind un italian care cumva aprobă devierea de la rețetă. Așa, și de atunci am zis, hai să introducem rețeta asta în cursurile pe care le avem cu copiii în școli, în atelierele Food Waste Combat, ca să înțeleagă lumea că e super ușor să gătești, e foarte la îndemână și putem și evita risipa totodată, având grijă de toate verdețurile și mâncărurile astea pe care nu le-am gustat până acum. Noi insistăm foarte mult, eu personal și apoi prin echipa proiectului, insistăm foarte mult ca lumea să fie mult mai curioasă și mai curajoasă cu mâncarea pe care o consumă și în felul ăsta o să vină foarte multe lucruri bune de la sine. O să vină poate o alimentație mai sănătoasă, mai mult timp petrecut în jurul mâncării sau cu prietenii, mai multă mâncare salvată decât aruncată. Deci, extrem de multe beneficii și nici trebuie să te gândești tare mult la ele. Numai fii creativ, curajos și fii și curios în legătură cu ce mănânci, că e o problemă mare pe care o avem în ziua de azi. Câteodată și ne punem întrebarea asta, oare asta se poate mânca sau nu? De exemplu, dacă iei un măr de aici, probabil că o să arunci cotorul. Eu mănânc tot, mai puțin codița, atât. Și câteodată nici nu am coadă. Deci n-am pățit niciodată nimic. Pe urmă, mai sunt oameni cărora le-am făcut chipsuri din cojile de cartofi, dar evident cojile au fost de la cartofii din grădina bunicii și atunci erau safe, nu aveau cine știe ce substanțe în ele, nu erau stropite, dar oamenii nu știu că din cojile legumelor îți poți face chipsuri și ele sunt de multe ori mai nutritive decât miezul. Și am și dus la ateliere și evenimentele Food Waste niște chipsuri din coj și toată lumea le-a mâncat așa pe nerăsflate, mai ales la o școală, nu mai știu, cred că la liceul Bălcescu, nu mai țin minte exact. Le-am dat la oameni chipsurile în partea introductivă a atelierului și au sfârșit, nu știu, prin a le mânca în 5 minute, nici n-am mai apucat să le explic ce era și să le dau o mostră că le mâncaseră. Și mi-am adus aminte când mi-am făcut ceai de dimineață că am zis că vreau să vă zic și de asta, ceaiul verde și negru se poate utiliza de 2-3 ore, adică am un pliculeț, îmi fac o cană de ceai și apoi mai merge încă de vreo 2 ore. Deci nu luăm plicul și l-aruncăm. Nu, și eu n-am știut asta până mi-a explicat un tip care are un magazin de ceai, că să vezi, puterea și aroma din ceai se păstrează mult mai mult decât la prima utilizare. Și mă gândeam, dar eu fac risipă și pe partea aia, poate aș putea să drămuiesc cumva lucrurile mai bine chiar și acolo. Înainte să afli de acest proiect și de cartea despre care spuneai că, acolo, că ai citit-o, o să ne arăt imediat, să ne spui dacă tu înainte aveai grijă la partea de risipă alimentară, adică de când te știi, ai fost atentă cu alimentele, ce arunci, cât arunci, cât scoți din frigider. Nu. Evident că am avut părerea asta de rău, de câte ori mâncam prea puțin și aruncam o grămadă. În studenție, cred că a fost apogeul, pentru că primeam lucruri de acasă, dacă am tot timpul primeam mai mult decât puteam mânca sau lucruri de care mă plictiseam, pentru că am descoperit în timp că mă super plictisește același fel de mâncare și trebuie să testez mereu lucruri noi. Atunci cred că eram cel mai amărât că tot aruncam chestii și mami nu știa și era și greu de păstrat într-un frigider împărțit cu mai multe lume în cămine. Dar n-am fost întotdeauna preocupată de treaba cu risipa. Știu eu intuitiv că ceva nu-i bine acolo și de la bunici am învățat că nu e ok să arunci și trebuie să refolosești o grămadă de lucruri, dar nu la nivelul la care am învățat după ce am intrat în acest proiect și după ce m-am preocupat mai mult de problema risipei. Bunica ți-a dat prima lecție de bunicile amândouă. Bunicile amândouă, eu stând mult timp cu ele în copilărie, m-au învățat chestii de astea de bază în gospodăria rurală românească, adică să ai grijă cum organizez mâncarea ziua, cum folosești ce ai în grădină, cum ai putea reface niște legume într-un ghiveci. Acolo nu era așa de greu, că dădeai o grămadă la porci sau la găini și te salvai cumva și nu-ți părea așa de... Da. Cumva toate lucrurile aveau un ciclu bine stabilit acolo. Dar veniți la oraș, lucrurile nu stau așa de bine.
Și sunt foarte mulți oameni care chiar la țară și-au pierdut obiceiurile pe care le aveau mai de mult și în contextul în care nu mai cresc animale, nu mai cultivă plante, nu mai au nici chestiile astea sănătoase pe care le aveau mai de mult, să recicleze chestii în gospodărie. Și cel mai mult te șochează risipa și îți vine să faci ceva în legătură cu ea atunci când citești despre toate efectele negative ale ei. Adică risipa alimentară ne afectează în prezent la nivel economic, social și de mediu, pentru că la nivel economic se aruncă extrem de multă mâncare și implicit toată munca, resursele și banii puși în mâncarea care se aruncă. Cum ar veni să ne închipuim că dintr-un coș de cumpărături de, să zicem, 200 de lei, aruncăm... Cam cât aruncăm? Cam câți bani merg la bani din aia 200 de lei? Da, cel mai adesea se întâmplă să aruncăm o treime din ceea ce cumpărăm. De multe ori, statisticile spun că e o treime din ceea ce se produce. Și acum cât aruncăm depinde foarte mult de gospodărie, dar în medie se aruncă între 10 și 30% din ceea ce ai în casă. Și e o problemă să dăm cifre exacte pe România. Din păcate nu avem încă asta, să putem monitoriza risipa, să știm de unde plecăm și unde vrem să ajungem. Există diverse piedici în a face asta, dar ne raportăm la statisticile internaționale și la proiectele și rapoartele UE. Deci am putea să ne responsabilizăm puțin, să mergem în fiecare săptămână și să luăm 10 lei din portofel, să-i aruncăm la coșul de gunoi. Da, sau te duci în oricare din supermarketuri, că oamenii mai des cumpără de acolo decât din piață, ieși din supermarket cu 3 plase și la ieșire una arunci la gunoi și cu 2 te tot duci. Cam asta înseamnă risipa. Noi încercăm să găsim metode tot mai practice de a le explica oamenilor foarte vizibil, foarte tangibil, cât de mult risipesc. Și exista, din partea unui activist internațional pe risipă, exista ideea asta că, așa cum unii au făcut experimentul ăla să locuiască câteva zile în preajma gunoiului pe care îl produc, mă refer la gunoiul din plastic și la fracția uscată, să nu înceapă să miroase excesiv, așa, oamenii au locuit câteva zile cu gunoiul ăla în jurul lor ca să vadă efectiv cum se acumulează și nu, să nu se scape de el zilnic prin faptul că îl aruncă la pubelă și să fie conștienți de el. Și mă gândeam cum ar fi să stăm câteva zile să se tot adune grămezile de mâncare aruncată, să vezi efectiv că de fapt arunci foarte mult. Și na, asta poate e un exemplu extrem, dar încă mai caut și mai căutăm în echipă idei de astea de a convinge mai ales consumatorul, pentru că risipa în proporție de 50% se produce la consumator, în gospodăriile individuale, nu în supermarketuri, nu în restaurante și nu în zona de distribuție. Din păcate, mare parte se întâmplă în casele noastre și nu poți să dai buzna peste oameni sau să le dai mandat de arestare pentru că au făcut risipă, dar poți să le faci campanii de conștientizare, de educație, tot felul de evenimente plăcute în care interacționează și învață într-un mod foarte practic și plăcut despre problema asta. Voi ați început deja, mergeți și în școli, da, și învățați cum ar veni acționați Da, de la o vârstă fragedă. De la o vârstă fragedă. Cum reacționează copiii când nu știu, am fost foarte mirați. Investiți. Am fost foarte mirați de reacții variate. În școlile private am întâlnit, evident, deschiderea asta spre educația non-formală și oamenii, copiii, erau un pic mai implicați și chiar cereau să le dăm încă un task nou de făcut și nu prea ne lăsau să ne implicăm, să facem și noi cu ei, ei făceau totul. Le spuneați ce au de făcut și da, făceau da, ei. Și nu prea admiteau să mai intri tot acolo să faci deodată cu ei. Și erau mai mult preocupați de partea asta de creație și procesul de a face mâncarea, pe când în școlile publice am întâlnit des, nu știu, oarecare tristețe asta de a nu avea destule activități practice. Și când am mers la ei, unii erau atât de încântați că facem asta, că au fost copii de liceu care au spus: vreau să facem asta în fiecare vineri. Am mers la el într-un atelier vinerea în loc de dirigenție și au zis: dar doamna diriginte, dar vrem asta în fiecare vineri dacă se poate, că nu știu, eu sunt absolut convinsă de o chestie, mâncarea leagă oamenii mai bine ca orice și îi convinge să facă foarte multe lucruri împreună și să se descopere pe sine și între ei. Știi? Și când i-am văzut pe cei din liceu că lucrau cu atâta dragoste la micile sandwich-uri, la crutoanele pe care le preparam pentru pesto, la ceva omletă super dubioasă din tot felul de resturi amestecate cu ou, erau foarte încântate
încântați și foarte prezenți acolo și noi, cei din echipă, doar observam, stăteam așa ca și observator și ziceam, oh, ce fain e! Întotdeauna e foarte obositor să pregătești, să ajungi la un asemenea atelier, să muți cu tine toate catrafusele care implică atelierul și după aceea să te întorci la lucru, că de multe ori facem în timpul jobului asta. Dar eu am tot zis și mă repet, îi... Așa de mare satisfacția că merită toată treaba asta. Nici nu te mai gândești la oboseala, da, de oboseala aduce toate catrafusele cu tine. În ziua respectivă trebuie să mă odihnesc de două ori mai mult, dar chiar e o chestie foarte faină și au fost chiar copii care ne-au spus, păi, eu le-am făcut la părinți, imediat ce m-ați învățat rețeta, eu m-am dus acasă și am făcut-o la părinți. Și erau unii, erau a șasea și mai era unul care ne-a zis ceva similar între a noua și eram... Aoleu, să auzi o chestie de asta îți compensează eforturile pentru vreo 3 luni, știi? E mare, mare lucru să se întâmple așa. Tu gătești dintotdeauna? De când erai mică? Nu prea cred, nu. Cred că am început mai mult când am venit aici în Cluj, în studenție, pentru ești că din, mi s-a gătit. De unde ești? Din Oradea? Chiar din Oradea? Sau da, sunt din Oradea. Sunt din Oradea, am avut noroc, evident, mama mi-a gătit mult timp, pe urmă bunicile mi-au gătit mult și cumva am avut așa, ce să spun, o înclinație, sau înclinare, nu știu cum îi zice, spre oamenii care mai găteau bine și bun în jurul meu. Am și o mătușă care e maghiară. Cum a venit ca la mama acasă, da? Da, da, și așa divers și altfel, cu ingrediente la care nu mă așteptam sau, nu știu, dacă descopeream chestii din alte zone pe care bunica nu le face, dar le fac bunicile altor prieteni, imediat mergeam să aflu ce se întâmplă acolo. Ce înseamnă pentru tine bine și bun? La o masă de prânz, de exemplu. Bun înseamnă așa, câteodată surprinzător și de multe ori bunul pentru mine e una din două. Ori o combinație cu arome de astea asiatice, exotice, care îmi plac mie, ori bunătatea aia din copilărie și familiaritatea gustului de când ești mic și îți rămân, cred că, cele mai intense memorii afective. Da, da, bine făcut. Acum cu papricașul sunt un pic mai... că e carne cu cartofi și am învățat tot felul de reguli de nutriție care îți fac corpul un pic mai liniștit și să mănânci proteine cu amidonul din cartofi e un pic cam dificil pentru stomac, dar tot dar merge. Nu refuzi un papricaș de pui odată. Nu, când miroase așa bine. Da, da, și mă mai duc la Valahia așa din an în Paști, care e aici aproape, restaurantul acela cu mâncare tradițională și iarăs așa în aer, cum merg alții la KFC, eu mă duc la câte unul de ăsta și poate mănânc un platou de jumări. O să zicem că te duci la restaurante care promovează junk food și la restaurante tradiționale. Da, 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 da. Nu mă duc la KFC. La restaurante cu junk food evit foarte mult și nici nu mai trebuie să fac asta conștient, că vine de la sine. Am uitat de partea cu branding așa. Dar aici este un magazin în preajmă, un restaurant în preajmă cu mâncare tradițională și atunci chiar mă duc și îmi dau delir. Așa. Ești cârcotașă, să zic așa, când mergi la restaurant și ți se aduc preparatele, având în vedere că tu ești un om al mâncării, să zic așa, gătești, ești responsabil. Stabilă cu ce gătești. Da, critic mâncarea, dar nu și pe oamenii care o fac. Adică urăsc acei oameni, adică nu-i urăsc, dar cumva... Nu-ți plac. Mă fac să mă simt incomodă fără vreun motiv anume. Faptul că unii comentează într-una despre chelnerii care nu sunt suficient de amabili, despre mâncarea care n-arată perfect, despre sosul care a fost adus prea târziu. Eu cred că înainte de orice ne datorăm empatie unul altuia. Și gândește-te, omul ăla a avut 10 comenzi și tu ești a 11. Are un timp limit în care aduce o grămadă de chestii din bucătărie și alți doi chelneri au blocat ieșirea ca să nu-ți mai poată lua și ție sosul. Deci eu zic că înainte de orice ne datorăm să încercăm să ne înțelegem contextul și nouă și celorlalți. Și atunci când vine un chelner care poate nu e în cea mai bună zi a lui, nici deloc în regulă să îi mai faci tu un comentariu nesărat. Na, dar din când în când mai merge să mai zici un alta frumos și întotdeauna cu compasiune, cu kindness, că am învățat diferența între a fi critic și rigid și a fi kind. Și funcționează la tine, personal? Eu o exersez mult chestia ta. Din punctul meu de vedere mai am de lucrul ăsta, dar dacă întrebi oameni din jurul meu o să zic că toți că sunt fel de Gandhi și că prea încerc să înțeleg pe oameni, dar eu
cum am zis, eu cred că ne datorăm treaba asta. Și aduc prin stilul meu, poate un pic domol de a critica sau de a face lucrurile, mai aduc așa un pic de compasiune în lume. Revin la partea cu gătitul. Care a fost, mai țin minte, care a fost prima mâncare sau primele feluri de mâncare pe care le-ai gătit singură, integral? Și pentru cine le-ai gătit? Deci, e posibil să fi făcut și să nu-mi amintesc multe. Știu că atunci când eram mică, la bunica la țară, lângă Oradea, îmi plăcea teribil să facă, poți să le zici, un soi de ravioli cu prune. Că practic erau, da, nu, erau niște săculeți, da, niște săculeți din aluat în care punea prune și erau absolut delicioși și prăjea puțin așa. Niște ravioli autohtoni. Da, da, nu, îmi zicea bunica, taștele, zice, eu iubesc taștele, dar nu știu exact cum să zic asta în termen non-bihoreni. Sunt sigură că cei din Bihor care văd emisiunea, cu siguranță știu despre ce vorbesc. Da, da, deci mie îmi plac taștele cu prânză sau varianta dulce cu prune. O făcea bunica de la Sititelec de lângă Oradea și îmi plăcea mult chestia asta. Bunica nu făcea foarte multe lucruri pe partea de mâncare, dar tot ce făcea era bine făcut acolo. Și bun. Da, rar și bun. Și m-a învățat și mai făceam eu din când în când lucruri acolo ca să o ajut să le termine. Însă ce mi-amintesc că am făcut cap-coadă, cum am zis când ai venit, i-am făcut soțului, pe atunci prietenul meu, i-am făcut omletă cu cartofi prăjiți, că iubeam într-o vreme cartofii prăjiți până la refuz, așa, și arătau cartofii super prăștiați acolo și desfăcuți cumva, nu stăteau locului, dar erau buni într-un fel, că erau de la bunii și erau delicioși, simțeai natural. Și mirosea bine, așa. Dar nu știu cum îi amestecasem eu acolo cu furculița, că nu mi-a ieșit bine, oala era de vină, nu eu. Și pe urmă i-am pus lângă două ouă, care nu trebuiau să fie omlete, trebuia să fie ochiuri. Dar s-au împrăștiat. S-au împrăștiat și ele cumva, cred că din entuziasm. Și mi-era și super foame când le-am făcut. Și am făcut alea, le-am dat în farfurie și a zis: așa faci tu omleta? Și așa faci tu cartofii? Și apoi am mâncat. Era așa, m-am mirat, foarte sincer mirat. Și mai era o poveste, i-am și făcut o poză. Am făcut prima oară ciorbă de perișoare, cred că prin 2008, învățată de o prietenă care iubea ciorba de perișoare și borșu. Și acolo a fost un moment de la istoric pe care l-am și imortalizat. Ce dar am variat de atunci. Ce a zis? Sau cum a ieșit ciorba? Cu care întrebare? Aia a fost, bine, în ziua de azi n-aș mai face, pentru că și acolo se împrăștia puțin compoziția aia de orez cu chiftele, mai știu ce acolo. Dar a fost bună, că era așa mult așteptat, au mâncat-o împreună. Mie îmi place teribil să împart mâncarea cu oamenii. E un pic tristuț când mănânc singură. M-am învățat în ultimul an, doi, să zic așa, să mănânc și singură și să-mi placă și cu mine viața, doar cu mine. Dar pe urmă rămân la ideea asta că e super important să mănânci cu lumea și să împărtășești mâncare cu ei. Deci dragostea trece prin stomac sau nu trece prin stomac? Dragostea e peste tot, în stomac, în cap, în urechi. Peste tot e dragostea. Dar pot să validez zicala asta. La cât timp de la acea primă omletă te-ai căsătorit cu prietenul de atunci, actualul soț? Cred că la vreo 8 ani am avut o glumă. Până te-ai perfecționat în a face omleta și cartofi prăjiți sau nu, să renunți la cartofi prăjiți? Îi plăcea de mine de pe atunci, e ok. Și cumva m-am acceptat cu tot cu aspectul ăla puțin grozav al mâncării. În timp am rezolvat și eu problema asta cu aspectul. Acum mă pasionează să mai combin culorile și am o regulă. Dacă e colorat în farfurie, e perfect. Îl implici și pe soțul tău sau e și el implicat în acest proiect al combaterii risipei alimentare? E de ce mai implicat, pentru că are foarte multă răbdare cu implicarea mea totală în proiectul ăsta. Vine să mă ajute cu anumite lucruri de recuzită pe care trebuie să le car. Rămâne mereu mirat de cele două, trei evenimente care se succed într-o lună și nu mai poate ține pasul cu ele, mai știe care, unde era pe calendar. Dar, cum ziceam, pentru mine el e în primul rând implicat și cel mai implicat, pentru că mă accept așa cum îs, cu amestecul ăsta de activități multe și intense ca să
avansăm cu proiectul și să-l facem să crească și mai tare, în paralel cu o grămadă de altele pe care le avem de făcut. Și mă și sfătuiește când o iau razna de la ritmul prea intens, când am nevoie de odihnă, dacă eu nu observ nevoia, îmi spune el asta. Și are așa și un talent deosebit, mă face să mă simt bine așa, din lucruri foarte mici și foarte simple. Și de a mă scoate așa, hai să mergem undeva, hai să facem ceva, hai să ne uităm într-una la un serial, hai să mâncăm ceva bun. Are metodele lui și nu se străduiește foarte mult să iasă la suprafața asta. El gătește? Da, cum am zis, e de formare designer, de produs și din cauza asta gătește cu foarte multă atenție, dedicare, textura trebuie să fie grozavă. Și plating-ul perfect sau cum? Da, nu așa de mult insistă pe partea finală de prezentare, dar când se apucă de ceva, pasiunea e toată activată, când, așa, cam în orice facem, doar la mâncare. Ne faci pesto ăla? Da, facem. O să mă duc până afară să iau... Folosești frunze de morcov în loc de busuioc? Nu. Frunzele de morcov merg numai așa, ca o variație de... De gust? Ca o variație de verdețuri, pentru că pesto până la urmă e o combinație de verdețuri, parmezan, nuci sau ceva ce înlocuiește nucile și ulei de măsline. Și poți în astea patru categorii să pui cam tot ce taie... ce te taie capul, evident, respectând chestii de genul, nu pui lucruri prea mărui, nu pui chestii prea sărate, nu pui lucruri care nu țin de la o zi la alta în amestecul de verdeață, tot felul. Dar, practic, dacă n-aș fi avut busuioc, probabil aș mai fi... Văd că ai un borcan. Acum am primit de la mama, dar... A fost și când am combinat frunzele de morcov cu leurdă, când a fost sezonul. Am mai combinat cu pătrunjel, că foarte mult am pus și pătrunjel în pesto. Și, cum ziceam, nu este o rețetă. Dacă ai măcar unul din ingredientele astea care îți dă ideea de pesto, pătrunjelul sau busuiocul, puțin din ele e suficient și apoi fii foarte creativ cu toate verdețurile pe care le ai la îndemână și încearcă să gătești chestii de sezon. Mama, când vine de la Oradea la tine în vizită, vine cu ceva din... Are grădină acolo? Da, are grădină unde e casa bunicii și evident că aduce și se străduiește să vină cu tot felul de chestii proaspete, că a văzut în timp că am eu așa o predilecție pentru lucruri delicioase luate direct din grădină. Mie îmi place să mănânc direct din grădină sau din copac lucrurile, câteodată mai și sar peste partea cu spălatul dacă le mănânc doar eu. Și când eram mică, cred că și beiam laptele imediat după ce îl mulgea bunii, super cred dubios. Cred că toți care am fost copii și am avut bunici la țară am făcut asta. Da, și îmi lipsește treaba aia că când am venit, când am mai crescut și n-am mai stat în toate vacanțele acolo, eram foarte șocată de laptele din magazine. De ce e așa apos? De ce e așa de subțire? Și am crezut că tot laptele e așa cum știam eu din casa bunicii. Și mami a venit cu buchetul ăsta neștiind că am nevoie de el. Eu am zis, ce bine, eu tot primesc chestii de la mama, de la vecini, de la prieteni. Am un prieten care când vin la grișele, care sunt fructele mele preferate, vine cu pungi peste pungi de la bunicii lui sau ai prietenei lui, acum soție, da, s-au căsătorit. Și vecinul de dincolo e directorul de la Nod Verde, nu știu dacă știți de Nod Verde. E primul food hub transilvanian, e aici în Cluj și agregă, nu știu dacă pot să zic despre asta, pot? Cred că mai bine spui directorul unui hub, al unei firme. Putem să zicem că e un food hub, că nu-i numele food hub-ul, ci da, e primul food hub din Transilvania și acolo practic iau toate produsele, mă rog, în măsura posibilităților, iau produse de la producătorii locali și îi conectează pe producători cu consumatorii din mediul urban, aducându-le pachete de legume, fructe, dar o grămadă de altele. Eu îmi iau de la ei o cutie care are de obicei pâine, vin, brânză, roșii, deci are legume, fructe și mai are și mezeluri câteodată făcute și cele în casă, da, toate artizanale, brânzeturi locale, ce mai este? Mă miră la un food hub față de un parteneriat clasic cu țăranii, care au fost dintotdeauna aici la Cluj, mă miră diversitatea pe care o poți avea și faptul că dacă vrei, într-o săptămână îți iei toate alea într-o singură cutie. Și ziceam că și Marius, vecinul și prietenul nostru,
tot îi aduce bunătăți. El are conexiuni cu foarte mulți producători din, prin natura jobului pe care îl are și îmi aduce multe bunătăți și de obicei, asta mi-a dus-o el aseară, vin la schimb chestii. Vine el cu una, eu îi dau roșii de la bunii sau de la mami și tot așa. Tu de unde îți mai faci cumpărăturile? În afară de cutia pe care o iei de la, direct de la producători, atunci când mergi, nu știu cum îți faci cumpărăturile săptămânal, cum își face un om care promovează combaterea risipei alimentare, cum își face coșul de cumpărături și de unde și cât de des? Nu suntem neapărat cei care promovăm risipa, nu insistăm să fim și modele de cei mai etici sau mai locali cetățeni, da? Însă eu personal, de când am învățat treaba asta cu risipa, nu mai fac treaba asta cu stocul. Adică nu mă mai duc cum făceam înainte, mergeam, cred că sâmbăta sau duminica în Auchan, într-un supermarket, făceam stocul pentru toată săptămâna și mă gândeam eu cam ce-mi place să mănânc frecvent, să fie mereu la îndemână și era obsesia asta, să fie acolo, să pot să iau și să amestec și să fie bine și rapid. Dar, pe urmă, văzând că arunc destul de mult, am zis, măi, ceva nu-i bine, hai să iau un sistem just in time, adică să fie nu știu, 2-3 ingrediente pe care le folosesc mereu și le combin astfel încât să iasă foarte multe chestii. Nu știu, cum ar fi să ai lipii în care poți pune o grămadă de bunătăți și să faci sandwich-uri ad hoc, să ai lipii la îndemână și apoi restul de amesteci și pui brânză. Brânză și unt și sunt 2-3 ingrediente pe care le am mereu în frigider, iar restul le iau atunci când mă gândesc la o treabă, am mai multă grijă cu ce mănânc, cum planific asta și le organizez periodic chestiile din frigider. Lunea de obicei petrec timp să văd cum stă frigiderul, ce riscă să se strice și ce poate fi imediat combinat. Dacă deschizi acum frigiderul, ne poți... Da, îți mai ziceam arăta. Că nu, evit să mă mai duc la treaba asta, deci evit să mai fac treaba cu supermarketurile și mă duc în piață, pentru că îmi place mult să vorbești cu oamenii, să vezi ce a mai apărut, să te ții la curent cu ceea ce este de fapt în sezon, că în piață vezi asta cel mai bine și să încerc să evit samsare și să sprijin producătorii mai micuți și nu oamenii care... Dar cum care îți gestionezi timpul? Pentru că eu sunt convinsă că foarte mulți dintre consumatori merg pe modelul acesta de care vorbești tu puțin mai devreme. Merg sâmbăta în supermarket la cumpărături sau în piață sau combină mersul la piață cu mersul la supermarket și fac cumpărăturile pentru o săptămână pentru că nu au timp. Locuri de muncă solicitante, poate copii care trebuie scoși de la școală, grădiniță, mers cu ei la alte activități. Și asta cade pe ultimul loc, preocuparea pentru bucătărie, poate că nu neapărat voit, dar involuntar cade pe ultimul loc. La asta, la somn, mai renunță lumea, la timp cu prietenii. Trebuie să ies rapid afară că untul se topește. Poți să fac asta? Untul ce faci? O să fac curând niște Raffaello, poate vă implic și pe voi la crearea lui, că îmi place foarte mult să le dau de lucru oamenilor cât, în ce privește mâncarea. Dacă tot am venit în bucătăria ta, măcar să și facem ceva, nu? Îmi place să implic pe oameni când vin aici și asistă, nu doar să fie spectatori. Să ne arăți ce ai în frigider. Eu sunt mândră în primul rând de cei pe frigider. Ghidul de consum, da? Da, ghidul de consum și păstrare alimentelor e o chestie la care am lucrat împreună cu echipa de proiect Food Waste Combat și ne-am dat noi seama că nu iese dacă nu le dai oamenilor o listuță de lucruri de bază de urmat privind evitarea risipei și cel mai bine ar fi să-l agațe lumea undeva la îndemână, pe masă sau pe frigider. Mie mi s-a părut asta cea mai bună soluție și, de exemplu, ieri mă uitam, am avut niște piersici pe care vreau să le pun mâine într-o băutură, în apă aromată, într-un butoi mare de asta de limonadă și nu știam unde să le păstrez să fie mai ok pentru ce vreau să fac și zicea aici în ghid că piersicile se păstrează prin un raft în bucătărie până la coacere, după care în raftul frigiderului neînvelite 5 zile după coacere. Deci zice și cât timp le mai poți păstra și în ce condiții și care sunt afară, care sunt în frigider. Că sunt unele lucruri care nu sunt ok în frigider. De exemplu, roșiile, întotdeauna când urmează să le mănânc,
trebuie să-mi amintesc să le scot din timp, să revină la gustul ăla bun al lor, că stând la rece, adică să fie la temperatura camerei. Da, da, da. Și cu piersicele, de exemplu, o parte am lăsat afară, o parte înăuntru, în frigider, chiar dacă nu sunt total copte, o să am nevoie să fie mai tari. În frigider am căutat și mă străduiesc să respect regulile acelea care țin mâncarea cât mai mult proaspătă. Evit să pun în ușa frigiderului laptele, pentru că tot închizând și deschizând ajunge să se strice cel mai repede din cauza variației de temperatură. Aici la noi nu prea, în casă, nu prea avem lapte animal, avem lapte vegetal, pe ăsta nu e așa tentant să-l pun într-un loc sau altul, e ok unde îi, oricum, nu e lapte animal. E plin de sosuri aici, mai stă și câte o sticlă cu băutură când este. Și în partea de jos am noroc de un compartiment împărțit între legume și fructe, că dacă stau împreună le cam accelerează cocerea. Și mai am și eu ceva lumină aici specială în frigider ca să le țină mai mult timp proaspete. Mai știu cum funcționează, dar pare să funcționeze. Cu una, două zile în plus le prelungește durata de viață. Apoi jos am un mix de chestii care au nevoie de multă răceală. Aici am niște roșii care ar trebui să fie ținute încă vreo 3 zile, că am o rețetă în cap cu ele și nu vreau să le las afară să se strice. Ouăle, aici e Eat Me First Box, care e acea cutie pe care trebuie să o avem toți în frigider, cu lucruri care sunt începute și urmează să fie mâncate cât de curând. Și în principiu ăsta e raftul meu cu mâncă-le repede. Aici încep să fie lactatele și o supă pe care urmează să o mâncăm, zacuscă. Iar de aici în sus chiar mă străduie să pun doar brânza ca să fie previzibil și să fie rapid când ajungi să mănânci sau ai în cap câte ceva, să fie ușor să le combini. Și fain și când vin oamenii la noi, că dacă îi lași să, adică prieteni mai ales, dacă le spui du-te, uite în frigider și vezi dacă găsești ceva, știu, având regula asta, mai, câteodată le zic uite-te pe magnetul cu regulile de frigider sau uite-te în ghid. Și unii știu deja cam care-i ordinea. Și zine repede ce este repede. Sus, să închizi frigiderul, că te ceartă soțul tău după emisiune. Da, da, da. Sus de tot, aici niște bere, cred, niște murături și în cutia asta sunt vreo 3 sau 4 ouă mai vechi, pe care le țin așa intenționat ca să le demonstrăm copiilor în atelierele de școli cum se verifică prospețimea ouălor. Și sunt unele, sunt vreo, cred că 4 ouă, pe care le scufundăm în apă, le arătăm la copii cum se poartă un ou care nu mai e proaspăt versus unul care e proaspăt, ca să învețe că nu toate chestiile care au dată de expirare pe ele sunt de fapt expirate și nu mai pot fi consumate. Dacă ai avea o putere de decizie la nivel național, să zic așa, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Da, în contextul ăsta grozav de astăzi e foarte dificil să dai răspuns și să alegi între câte lucruri ai putea îmbunătăți. Primul lucru pe care l-ai face tu? Ar fi două, poți să zic două? Poți să zic două. Mie îmi place să am o alegere așa. Am tot glumit cu prietenii în ultima vreme că ar trebui o armată de psihologi angajată ca să facă o strategie națională pe partea socială și economică, că numai așa cred că o să o scoatem la capăt aici, în România. Apoi, în al doilea rând, evident că aș face multe legat de risipă, aș colabora în primul rând cu francezii ăia care au zis că ne ajută fără niciun fel de costuri să lansăm platforma de monitorizare risipă la nivel național și aș da legea care e în pregătire și în amânare de atâta timp. Aș da-o efectiv spre implementare, dar evident că aș face-o mult mai structurat decât e acum, adică aș analiza tot impactul pe care l-au normele puse acum în propunere. Aș sprijini cât de mult posibil acei experți, că sunt mulți și nu li se dă drept de decizie și nu au suficientă influență. Sunt oameni care ar ști cum să combine Ministerul Mediului cu al Agriculturii, cu al Muncii și cu finanțele ca să facă o lege bine pusă la punct, care chiar produce efecte pe reducerea risipei. Și, sincer, cu legea aia lucrurile s-ar mișca mult mai repede decât ceea ce facem noi acum în proiect de jos în sus, că avem în multe aspecte pe care încercăm să le rezolvăm, avem nevoie și de putere de decizie și să vină și câteva norme și chestii obligatorii, pentru că
e frumos să le zici oamenilor despre cum e risipa o problemă mare. Unii chiar înțeleg, dar nu ajung să implementeze în societăți comerciale, în Horeca, nu o fac prea bine, pentru că nu există, din păcate, obligativitatea asta și nu știu cum să zic, dar în multe locuri noi nu funcționăm decât cu obligativitate, cu reguli, cu chestii impuse. Și în alte țări, așa am văzut că a funcționat. Când au existat legi antirisipă sau amenzi pentru cât se risipește, lucrurile s-au mișcat. Altfel, nu prea. Dacă nu te-ai fi ocupat sau dacă nu ai fi ajuns să te ocupi de acest proiect, să-l manageriezi, ce crezi că ai fi făcut? Care crezi că ar fi fost jobul tău de zi cu zi? Jobul meu de zi cu zi este deja product management în IT. Deci eu mă duc de la... Încerc să ajung cele 8 ore toate la birou și am deja un job de zi. Acum cochetez cu ideea de a face un food hub la Cluj. Food hub-ul ăla nu e ce e food hub-ul existent, dar e o extensie a lui, în sensul că aș vrea să existe aici un centru culinar, așa cum ai, co-working space-urile, unde vine lumea și știe că e locul unde te duci pentru freelancing și lucrat. Să ai un co-cooking space? Da, să fie un cooking space unde oamenii se duc pentru toate evenimentele culinare, au un spațiu de închiriat dacă au o petrecere care implică mâncarea sau un eveniment legat de mâncare, se fac ateliere de gătit pentru copii, părinți, combinație între cei între cele două categorii, pentru persoane cu dizabilități, pentru bătrânii din aziluri care au nevoie de o diversificare a activităților de zi cu zi. Asta e, într-un fel, visul meu și nu cred că o să fie mult până se face ceva concret în direcția asta, dar cred că asta aș face dacă n-aș avea toată combinația de activități din ziua de azi și, cum am zis, nu cred că e foarte departe de a se împlini, dar partea cu food waste-ul ar rămâne o chestie intrinsecă activităților mele. Proiectul tău de suflet. Da, rămâne, pentru că orice ține de mâncare poate aduce și partea de risipă și evitarea risipei în activitatea asta. Te-ai gândit vreodată să pleci din țară? Da, de câteva ori în ultima vreme, pentru că văd foarte multe argumente pro-plecării și există și ideea asta că viața e prea scurtă ca să-ți mănânci energia tot creând lucruri de astea care nu se mai pornesc. Și am ezitat foarte mult în direcția asta, că lucrând în IT mai ales e foarte ușor. M-a ținut aici o propoziție simplă pe care am auzit-o într-un din articolele citite, că fiecare om plecat de aici înseamnă o șansă în minus dată României de a se reface. Și mi se pare foarte puternică și așa de datoria noastră chestia asta, să încercăm să facem lucrurile să meargă, sau dacă nu vrem să facem asta, măcar să ne plângem că cum e țara asta. Și de ce n-am plecat? Am tot analizat lucrurile. M-am gândit ce aș lăsa aici și ce aș putea câștiga în altă țară și poate că proiecte sociale și comunitare care aici sunt doar așa în umbră și în sectorul non-profit, care compensează acțiunile statului, în alte locuri ar fi reale business-uri sau chestii de amploare, mult mai ușor. E suficient în alte țări să fii un om energic, să ai o rețea bună cu care poți crea împreună lucruri și parteneriate și să-ți faci treaba și după aia lucrurile se văd. Pe când aici mai ai un strat suplimentar de trecut cumva prin impedimentele unui sistem învechit care acum stă să se schimbe și nu știi cât mai are până se schimbă. Până se schimbă sau rămâne. Dar așa. Poate să fie zilele astea sau poate să fie câțiva ani de acum încolo și trebuie să ai răbdare. Și am învățat că trebuie să am mai multă răbdare și am văzut atâția oameni faini. În timp ce văd toate știrile de la protestele recente și toate urmările lor, văd alternativ și oamenii din viața mea de zi cu zi care fac lucruri mari, care sunt inspirați, care sunt energici, care sunt oameni frumoși pe care n-aș vrea să-i las aici. Și n-aș vrea să plec într-un loc în care sigură că mi-aș face ușor prieteni și aș găsi ușor oameni frumoși în toată lumea, că sunt subiecte cu care rezonez. Dar cei de aici sunt cei mai frumoși, da? Da, altfel, în suflet. Fost? Da, cum să nu.
Aș vrea să mă mai duc cât de curând, dacă mai se avem, poate. Mai avem un minut, deci nici întrebările nu mai sunt foarte multe. O să te rog să-mi spui, să faci un top 3 al preparatelor culinare preferate, ale tale. 3 ale tale și 3 ale soțului tău. Aoleu, uai ce detest topurile, că îmi place toată mâncarea. Nu știu ce să-ți spun, acum sunt așa blocată. Așa când ți-e foame, ce ai mâncat prima dată? Da. Dacă am destul timp, încerc să fac o combinație de tarte. Am învățat să fac tarte foarte bune de la cineva care are tarterie în Cluj. Și mi se pare extrem de simplu și eficient să faci rețeta aia, că poți pune orice în ea. Și recent am descoperit tarta cu coacăze, numai coacăze, puțin alcool și zahăr. E foarte delicioasă și amestești toate fructele pe care le ai la îndemână și încerci să pui și niște coacăze în ea și e extrem, extrem de satisfăcător gustul ăla de la final. Ce mai îmi place mie? Să știi că mi-e atât de greu să fac top pentru că aproape mereu ajung să fac o dată sau de două ori un preparat. Mereu ca o să fac altceva. Altceva. Deci la tine e diversitatea. Da. Pesto ăsta de altfel e și el foarte bun. Mi-e tare drag cum îl poți face azi și peste 5 zile tot e bun și faci din el și pastele. Pe urmă mai faci și niște sandwich-uri aperitiv. Mai pui și peste altceva. Și tot așa iei lucrurile până când ajunge să se folosească la tot și te ajută și să eviți risipa și să mănânci bun. Și pentru că sună telefonul și se termină și emisiunea, da. Zi repede cele 3 preparate culinare preferate ale soțului tău. Ai, nu știu, cred că face bao. Trebuie să știi, după omleta pe care i-ai servit-o prima dată. Face omletă grozavă, o rețetă de la japonezi luată, care e extrem de pufoasă și așa cu atenție preparată. Și te face să te simți foarte bine dacă o mănânci pe aia dimineața. Mai are ceva mix de paste de-astea, el mă grătește și mult asiatic și paste de-astea cu orez și cu tot felul de bunătăți și bucăți de vită le face delicioase. Și ceva dulce, încă n-ai spus, tu ai spus tartele, dar ceva dulce, un desert? Nu știu dacă face el desert în general. Nu cred. N-are așa un portofoliu cu dulciuri. Nu prea face. Dar sunt bune toate, că știu că dacă le faci cu dragoste, n-au cum să fie rele. Deci dragostea trece prin stomac, la urmă. Camelia Gui, mulțumim că ne-ai primit în bucătăria ta. Să ai mult succes și pe partea cu proiectul, cu Food Waste Combat și cu toate celelalte proiecte în care te implici. Și să ne mai chemi la tine, când mai faci. Cu mare drag, dar vă zic, diverse preparate pentru. Da, nici măcar, nici nu doar aici. Mai avem evenimente, ateliere, chiar curând, dacă urmăriți pagina noastră de îndată, o să vreți să veniți la toate. Mulțumim și mult succes. Mulțumesc și eu foarte mult. Iubim apa.